Bună dimineața, dragi prieteni și toți cei care sunteți conectați la comunicarea noastră. O să mai așteptăm puțin să conecteze și alții care sunt interesați de comunicare, de discuții și, în mod special, de sesiunea de astăzi, așa cum am promis, care constă în întrebări și răspunsuri, deoarece, probabil, comunicarea în această perioadă a crizei prin care trece și Republica Moldova, întreaga noastră societate, dar și întreaga lume, este foarte importantă. Pentru a înțelege unele lucruri, unele procese, ea este importantă și pentru mine personal și pentru echipa pe care o reprezint, echipa Pro-Moldova, pentru că prin comentariile voastre înțelegem care sunt și nevoile, care este interesul, care sunt subiectele de interes pentru societate. Bineînțeles, în această comunicare vom găsi și adevărul până la urmă. Sunt foarte multe întrebări pe diverse domenii. Ca și data trecută, am încercat cumva să le pun pe domenii ca să fie mai simplu să comunicăm. Domeniile sunt domeniul social, cum o numesc eu, unde cu siguranță putem să vorbim mai multe despre asigurarea obligatorie în medicină. Domeniul despre tot ceea ce înseamnă pandemie, teste, cam care este perioada, de ce autoritățile testează mai puțin sau mai mult, și putem să discutăm și despre ceea ce fac autoritățile sau ceea ce nu fac autoritățile pentru lupta cu coronavirus. Bineînțeles, nu putem să lăsăm deloc să ignorăm și mesajele care vin din partea conaționalilor noștri care locuiesc peste hotare și tot încearcă să ajungă acasă, care sunt piedicile care se pun inclusiv în privința transportului. Vom atinge și subiectele politice, fiindcă foarte multe întrebări sunt legate de președintele Dodonă, tot știutorul și specialistul pe toate domeniile, despre ce face guvernarea, despre alegeri, despre politică și despre economie, mai ales propunerile care sunt făcute de autorități sau propunerile făcute de opoziție și care nu sunt luate în considerare. Vom încerca cam în 40-45 de minute, cei care au răbdare să asculte, o să încercăm cât mai concis și cât mai scurt să dăm răspunsul. Eu personal mă bucur de o astfel de posibilitate de comunicare, deoarece suntem limitați în comunicare, inclusiv cu presa, activitățile politice sunt și ele limitate și, de fapt, în această perioadă, noi toți trebuie să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă nevoile oamenilor, lupta cu pandemia, soluții economice. Da, nu este ușor să fii în opoziție, dar și opoziția își are menirea sa în a pune presiune pe guvernare, în a pune presiune ca guvernarea să-și schimbe atitudinea sau guvernarea să vină cu acele soluții care sunt bune pentru cetățeni. Și dacă e să vorbim despre soluții, guvernarea noastră, dragă, în ghilimele, deoarece face așa de multe greșeli și atât de multe stupidități că nu pot să numește altfel, a ieșit ultimul timp și foarte mulți întreabă despre această asigurare obligatorie de medicină. Asigurarea este obligatorie pentru toți cei care locuiesc în Republica Moldova, dar legea prevede și unele excepții. Și foarte mulți dintre voi m-au întrebat, de exemplu, dacă un student care a călătorit recent dintr-o țară străină a revenit în țară, în Republica Moldova, el a fost obligat, înainte de a urca în avion sau la graniță, înainte de a trece granița Republicii Moldova, el a fost obligat să semneze o declarație că în 72 de ore își face asigurarea obligatorie. Studenții sunt scutiți. Deci trebuia să scriți în declarație că sunt student și nu voi face asigurare obligatorie, să refuzați să fie semnată o astfel de declarație, sau dacă o semnați, să scriți că sunteți student și respectiv nu trebuie să aveți asigurare obligatorie. În general, iată, am încercat să găsesc și legea și am găsit-o. Este o lege care se numește
Legea privind la asigurarea obligatorie de asistență medicală, ea încă din 1998, și articolul 4 din lege prevede cine sunt persoanele asigurate sau cine sunt persoanele care trebuie să se asigure. Și spune că sunt cetățenii Republicii Moldova, bla 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 bla, dar lucrul cel mai important, aș vrea însă să mă refer la alineatul 4, cei care sunt scutiți să facă asigurare obligatorie, adică pentru care guvernul din oficiu trebuie să le asigure această asigurare. Și anume, copiii cu vârsta până la 18 ani, ei nu trebuie să fie asigurați obligatoriu așa cum cere acum guvernarea. Elevii și studenții încadrați în sistemul de învățământ cu frecvență, inclusiv cei care fac studiile peste hotarele țării. Deci cei care învață nu trebuie să-și facă asigurare. Gravidele, lăuzele, persoanele cu dizabilități severe, accentuate sau medii, pensionarii și șomieri înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă, care necesită îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane, la fel nu trebuie să-și facă asigurare. Părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea patru și mai mulți copii pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani. Beneficiarii de protecție internațională, incluși într-un program de integrare perioada de sfârșire acestuia și donatorii de organe în viață. Deci toate aceste persoane nu trebuie să-și facă asigurare obligatorie. Cineva mă întreba și anume a făcut o astfel de asigurare și întrebarea era doamna Elena, dumneavoastră întrebați următoarele. Eu am un copil invalid de gradul 1, am procurat 10 ani asigurare medicală, nimeni nu a anunțat că trebuia să mi se dea gratis. Eu pot sau nu să recuperez banii? Și cum de făcut? Doamna Elena, nu vă numesc numele de familie, fiindcă nu v-am cerut permisiunea, dar sper foarte mult că mă auziți, dar am să vă răspund și în scris. Dumneavoastră care aveți un copil de invalid de gradul 1, nu trebuie să vă faceți asigurare. Și îmi pare foarte rău că cei care v-au acceptat și plată aceste asigurări timp de 10 ani nu v-au spus acest lucru. Dumneavoastră puteți să recuperați banii, e cam greu să recuperezi banii de la stat, dar vă rog foarte mult să scriți o cerere la asistența socială, la Casa Națională, inclusiv de asigurări medicale, și să solicitați restituirea banilor. Eu am să vă scriu și în privat la această întrebare, și am să rog colegii care sunt juriști în echipă să vă dea și asistența necesară, să vă ajutăm să scriți această cerere, să o depuneți și, bineînțeles, să încercăm să recuperăm banii pe care i-ați plătit 10 ani statului și nu trebuia să-i plătiți. Mulți întreabă, iarăși cu referire la această asigurare, întreabă care sunt penalitățile dacă nu se achită asigurarea. Și anume, Ianuș întreabă ce amienzi riscă cei care nu își vor face asigurarea care vin de peste hotare. Am verificat și amienzile care sunt și este o lege care se numește Codul Contravențiilor Administrative. Amienda care este prevăzută este de la 15 la 33 de unități convenționale. O unitate convențională înseamnă 50 de lei, respectiv. Amenda pentru cei care nu își fac asigurare obligatorie de asistență medicală este între 750 de lei și 1650 de lei. Adică undeva între 750 și 1650, asta este amenda pentru cei care nu își fac asigurare obligatorie. Sigur că unii dintre voi probabil acum spun, păi mai bine plătesc amenda, dar nu plătesc asigurarea, că e mai scumpă asigurarea. Asigurarea e 4050 de lei aproximativ. Sigur că da, e mai ieftin să plătești amenda, numai că cei care nu își plătesc asigurarea obligatorie nu au asigurare obligatorie de asistență medicală și respectiv când merg la medic nu primesc serviciile gratuite din partea statului legate de asigurarea cu asistență medicală. Cu regret, sistemul care este făcut la ora actuală este unul
bazat doar pe solidaritate, ceea ce înseamnă că cei sănătoși plătesc pentru cei bolnavi. Am dat și exemplul chiar și a meu, data trecută, că de vreo 3-4 ani de zile nu m-am adresat unui medic, dar plătesc asigurarea obligatorie în fiecare an, deoarece sunt angajat. Și asta înseamnă că din banii mei ei se acumulează într-un fond și din banii noștri a tuturor se creează fondul de asigurare în medicină, din care se achită deja tot ceea ce înseamnă și medicii, și medicamentele, și întreținerea spitalelor. Cu regret însă, nu s-a creat asigurarea privată medicală, adică noi nu putem să mergem să ne asigurăm privat și nu putem să beneficiem de asistență privată medicală, trebuie să mergi să achiți bani fără să poți să ai asigurare. Și în general tot ceea ce înseamnă medicina, mai ales după această criză, trebuie fundamental, dar fundamental de schimbat. Practic de la zero trebuie cheltuiți nu 2% din produsul intern brut, dar 10% din produsul intern brut trebuie de achitat pe următorii 10 ani de zile. Și medicina, la fel ca și educația, trebuie să fie prioritatea numărul 1 în Republica Moldova. Fiindcă doar prin această criză trecând, noi ne-am dat tot seama, toată societatea, și eu sper foarte mult și clasa politică să înțeleagă, că tot ceea ce înseamnă medic, sănătate, medicamente, echipamente, policlinică, spital, nu contează ce, dar tot ce e legat de medicină trebuie să fie numărul 1 prioritate. Și dacă vorbim despre viitor, trebuie să investim masiv și în educație. Medicina și educația trebuie să fie prioritatea numărul 1 pentru statul nostru, pentru politicieni, pentru guvernanți, indiferent de culoarea politică, pentru următorii 10 ani cel puțin, să cheltuim cel puțin 10% din produsul intern brut pe aceste două domenii. Și atunci, bineînțeles, lucrurile o să se schimbe și trebuie să se schimbe spre bine, deoarece în 30 de ani de când există, aproape 30 de ani de când există țărișoara noastră, nu s-a investit în medicină și nu s-a investit în educație așa cum ar fi trebuit să fie. Dar asta este viitorul țării. Sănătatea noastră și copiii care astăzi sunt la școală, indiferent că la școală, că la grădiniță, că sunt la liceu, că sunt la universități, ăsta este viitorul nostru. Și respectiv și în educație trebuie să investim mult și bine ca să avem viitor bun la noi acasă. Despre teste și pandemie. Sigur că pandemia este o criză globală, nu doar în Republica Moldova. Și tot ceea ce înseamnă izolare, autoizolare, lipsa unei interacțiuni sau cât mai puțină interacțiune cu alții, asta este o metodă de a ne proteja noi toți. În Republica Moldova se fac teste, am văzut, în fiecare zi iese doamna ministru Dumbrăveanu sau iese prim-ministru Chicu sau iese președintele nostru Dodon și vorbește despre numărul de teste care se face. În ultimul timp vedem că testele nu sunt așa de multe. Au fost și 600 de teste, au fost și 400 de teste, și 200 de teste. Deși președintele Dodon a declarat că noi putem să facem câte 2000 de teste. Dar prim-ministru Chicu la o emisiune a vorbit despre 500 de teste. Mai mult de 500 de teste sau 600 de teste nu putem face din cauza că nu sunt capacități. Este logic că dacă faci mai puține teste, ai și mai puține infecții și mai puține descoperiri, mai puțin oameni bolnavi și respectiv arăți foarte bine din punct de vedere a raportării și din punct de vedere a statisticii. Deci noi ne transformăm într-o statistică bună. Dar dacă s-ar face mai multe teste, atunci s-ar depista mai mulți bolnavi. Și dacă s-ar depista mai mulți bolnavi, atunci și niște reguli clare ar fi trebuit să fie instituite, legate și de carantină, de izolare acasă sau de tratamente. Noi am observat ultimul timp că au mai apărut unele raportări interesante. Și am intrat, de exemplu, chiar pe pagina Ministerului Sănătății și am văzut pe pagina Ministerului Sănătății că deja sunt un număr de raportare foarte interesant legat de cei care stau acasă. De exemplu, ieri, 14 aprilie, au fost înregistrate 87 cazuri noi de infecție cu noul coronavirus, după procesarea 465 de probe, dintre care un caz de import și 86 sunt cu transmisie locală.
1799 de cazuri au fost confirmate în condiții de laborator, adică teste, și 135 de persoane sunt tratate la domiciliu, depistate conform criteriilor clinice epidemiologice, adică nu se mai fac teste. Adică oamenii stau acasă, sună doctorul și spune că am o licuțică de temperatură, îmi curge un picuț nasul, cum spune președintele, că cred că o trece virusul prin mine, ce să fac? Și medicul de la distanță îi pune diagnozul, îi spune că există suspiciune că ai coronavirus, trebuie să stai acasă. Adică autoritățile noastre au început să depisteze coronavirusul nu prin teste, dar telefonic și să se trateze. În total înseamnă că la ziua de ieri aveam 1799 de cazuri depistate prin teste de laborator și 135 de persoane depistate pe baza unor criterii clinice epidemiologice. Astfel, numărul persoanelor ieri era de 1934 de cazuri. De ce fac autoritățile așa ceva? Și cum fac aceste teste la distanță? Și cum fac acest tratament la distanță? Este foarte stran. Deoarece în toată lumea, în toate țările, cel mai important este a testa prin laborator și numai așa poți să depistezi care este numărul celor bolnavi. De ce autoritățile fac teste mai puține? Ca să arate bine statistic. Și mai mult ca atât, să arate că nu avem atât de mulți infectați, respectiv nu trebuie spitalizați, fiindcă dacă s-ar fi spitalizați cât mai mulți, sistemul probabil n-ar reuși să reziste, sistemul nostru de sănătate. Și iată, asta e un fel de șmecherie găsită în așa fel încât să arăți bine în fața cetățenilor să ieși să spui la noi tot e sub control și la noi tot e bine, iar pe de altă parte să artificial să faci în așa fel încât sistemul să reziste, medicii noștri să aibă mai puțin probabil de lucru și că asta e o șmecherie inventată de autoritățile de guvernare ca să arate bine în fața cetățenilor, să arate bine în fața întregii lumi că în Republica Moldova se controlează foarte bine criza, că se administrează foarte bine criza legată de pandemie. O altă întrebare ține de, și foarte multe întrebări sunt din partea conaționalilor noștri care sunt plecați peste hotare. Mulți întreabă, de exemplu, doamna Olga întreabă dacă este adevărat că se vor închide granițele în Italia, Germania și Franța pentru 2 ani de zile. Nu există o astfel de decizie. Și, în general, Uniunea Europeană are, țările din Uniunea Europeană au niște reguli foarte clare legate de circulația oamenilor în cadrul Uniunii Europene. Uniunea Europeană, în general, se bazează pe libertatea de circulație a oamenilor, a serviciilor, a capitalurilor, a afacerilor. Respectiv, însăși Uniunea Europeană o să dispară dacă nu o să revină la libertățile pe baza căreia ea a fost construită. Nu există nicio decizie la ora actuală în Italia, Germania și Franța pentru ca să se închidă granițele pentru 2 sau 3 ani. Ba mai mult pe atât. Am auzit că în unele state deja se relaxează toate restricțiile care au fost impuse. În Austria, în Cehia, în alte state care au controlat mai bine tot ce înseamnă pandemia și lupta cu pandemia, deja se relaxează unele restricții. O să înceapă afacerile să se fie desfășurate, să funcționeze cafenelele, restaurantele cu anumite reguli de prudență și oamenii se simtă mai liberi. Este bine să se revină la libertate și cu siguranță statele o să încerce să impună niște reguli de prudență și de restricții, dar nu restricții de circulație între state. Doamna Zaya întreabă, de mai multe ori mi-a trimis mesaj și întreabă despre cursa de la Istanbul. La ora actuală, ca să mai trecem încă o dată în revistă foarte rapid, cum guvernarea astăzi controlează circulația oamenilor de peste hotare să vină înapoi în țară, a conaționalilor noștri. Ei colectează informații prin Ministerul de Externe a tuturor doritorilor. Concetățenii noștri în țările în care se află trebuie să completeze un formular pe pagina web, pe pagina internet a ambasadelor. După ce fac acest formular,
informația vine la Ministerul de Externe. Ministerul de Externe prioritizează, așa spun ei, că prioritizează în funcție de priorități, urgențele, copiii, studenții, îi pune într-o anumită listă de priorități și trimite această listă la autoritatea aeronautică, civilă aeronautică, care vede cam care sunt nevoile de a zbura într-o anumită țară și câte curse cam trebuie. Trimite această informație la Comisia de Situații Excepționale, unde președintele acestei comisii este prim-ministru Chicu, și ei autorizează zboruri. Pentru aceste două săptămâni au fost autorizate zboruri, mare majoritatea lor sunt operate de compania Air Moldova și respectiv sunt zborurile în țările respective. Eu am publicat și pe pagina mea de Facebook să vedeți care sunt zborurile. Am trimis câteva mesaje colegilor, foștilor colegi de la Ministerul de Externe ca să se sesizeze și în privința Istanbulului și să vadă câți oameni sunt și să organizeze o cursă. Deci eu o să încercăm să punem presiune de fiecare dată pentru voi, conaționalii noștri, care vă aflați peste hotare, să punem presiune pe această comisie situații excepționale, să punem presiune pe Ministerul de Externe, să organizeze curse aviatice cât mai repede și cât mai multe ca să puteți să reveniți acasă. Mai ales cei care aveți nevoie să ajungeți acasă, fiindcă mulți dintre voi sunteți plecați temporar. Ați plecat să vizitați o rudă, ați plecat la o intervenție chirurgicală, ați plecat la un control sau pur și simplu ați plecat într-o deplasare de serviciu și v-ați blocat acolo peste hotare și nu puteți să reveniți acasă. Zilele trecute dădeam exemplu unei doamne care a plecat în Italia să-și viziteze sora și nu poate să revină acasă la cei 4 copii pe care îi are, unul este cu dizabilități. Din cauza că autoritățile Republicii Moldova, această guvernare, toate cursele din Italia care erau din Veneția spre Chișinău sau din Verona spre Chișinău au fost anulate de vreo 3 ori. Și doamna respectivă, care mai are deja puțin bani și și-a păstrat doar banii care mai sunt nevoie sau că sunt necesari pentru a zbura acasă să-și cumpere bilet, nu poate să revină acasă la copiii săi. Ea nu-i plecată în Italia să locuiască, ea nu-i plecată în Italia să trăiască acolo sau să muncească. Ea a plecat să-și vadă sora acum o lună de zile și a plecat doar pe o săptămână sau două să-și vadă sora. Atâta tot. Trebuie să înțelegeți voi cei care guvernați această țară, voi cei de la Ministerul de Externe sau din Comisia pentru Situații Excepționale, că sunt așa cazuri și oamenii noștri trebuie ajutați să ajungă înapoi acasă. Dar noi încă mai punem, noi, adică guvernarea încă mai pune piedici la oamenii noștri să ajungă. Unii m-au întrebat despre, să găsesc persoana dacă să o nominalizez, dar poate mai puțin contează numele, am fost întrebat despre Arena Chișinău. De ce a trebuit să fie construită Arena Chișinău, să se cheltuie bani pentru Arena Chișinău? Mai bine se cheltuiau banii în altă parte, spunea cineva. În primul rând, statul nu a cheltuit bani pentru Arena Chișinău. Doar a plătit un avans, în restul Arena Chișinău a fost construită de un investitor care a câștigat un concurs internațional. Statul urmează, deci Guvernul Republicii Moldova urmează în 10 ani de zile, dar chiar și mai mult, să achite treptat, câte o sumă pentru cel care a construit Arena Chișinău. Arena Chișinău a fost prevăzut ca un proiect social. Este pentru copii unde să se antreneze, este pentru sportivi unde să se antreneze și să fie organizate competiții. Noi n-am construit în 30 de ani de zile nimic din infrastructură social, culturală și sportivă. Și această Arena Chișinău poate fi folosită și din punct de vedere economic, dacă e de organizat acolo evenimente cum sunt expoziții internaționale sau întâlniri internaționale, cât și social-economice. La ora actuală, copiii din țara noastră și inclusiv din Chișinău, care merg pe la școli, grădinițe, nu au unde să meargă să ocupe cu un notul. Arena Chișinău are un bazin organizat pentru copii și pentru cei care fac not, inclusiv de performanță. Deci Arena Chișinău nu este o afacere, nu este un business, dar este un proiect social-economic.
social-cultural și cu anumite elemente economice, fiindcă statul poate să aducă și bani prin asta. Și mai mult ca atât, la ora actuală, Republica Moldova, guvernul, nu a plătit încă construcția. Asta urmează în ani de zile. Dar Arena Chișinău, de exemplu, putea fi folosită acum de guvernul Republicii Moldova ca un centru de triere pentru lupta împotriva coronavirus. Și în loc să cheltuie bani, să ducă la Moldexpo și să organizeze acest centru de triere în spații care nici nu corespund unor standarde normale de securitate și de securitate, de igienă, măcar, puteau să meargă la Arena. În loc să mergi la Moldexpo, unde nu ai apă, dușuri, toalete, nu ai sistem de aerisire, nu ai locuri pentru medici, puteai să mergi la Arena Chișinău, care este în afara orașului, unde ai 1000 de locuri de parcare, unde ai și bucătării pentru medici și pentru pacienți, unde ai dușuri, ai apă caldă, ai tot ceea ce este nevoie și ai sistem modern de aerisire, de pază, de securitate și încă în afară de asta este în afara orașului. Și apropo, președintele Dodon spunea că Arena Chișinău este gata 99,99% încă în februarie. Cineva pur și simplu vrea să țină Arena, același Dodon probabil vrea să țină Arena, să meargă el mai întâi să facă deschiderea oficială, să taie frumușel panglica, să facă ceremonie de deschidere frumos, să-și asume un proiect frumos de infrastructură și apoi după asta să folosească. Iată de ce nu se organizează centrul de triere, anume la Arena Chișinău. O altă întrebare sau un alt domeniu ține de... Mai puțin să mai uit la întrebări ca să le acoperim toate. De domeniul politic. Și anume... Foarte multe întrebări de tot ceea ce înseamnă alegeri, președintele Dodon, despre unire, chiar cineva întreabă. Voi încerca să răspund la ele cât mai succint, dar în așa fel încât să vă răspund foarte clar la acestea. Haideți să vorbim, foarte mulți mă întreabă despre președintele Dodon și anume, dacă spune adevărul, sau spune minciuni, dacă ceea ce face este corect și, în general, de ce el e o lecuțică economist, o lecuțică preot, o lecuțică de toate. Și ca să înțelegeți ce înseamnă acest o lecuțică, vreau să deschid Constituția Republicii Moldova, care este cea mai importantă lege din această țară, și să citim începând de la articolul 86 din Constituție, care sunt atribuțiile președintelui Republicii Moldova. El are atribuții în domeniul politicii externe, spune articolul 86. Adică el negociază tratate, poate și să le semneze, el numește ambasadorii noștri, primește acreditările de la ambasadorii străini care vin în Republica Moldova. Apoi el are atribuții în domeniul apărării, apărare. Adică el este comandantul suprem al forțelor armate. El poate să declare, cu aprobarea Parlamentului, mobilizarea parțială sau generală, Doamne ferește, dacă e vreun război. Președintele poate lua alte măsuri pentru asigurarea securității naționale, a ordinii publice, în condițiile legii, bineînțeles. Și are alte atribuții, scrie articolul 88. Haideți să vedem care sunt aceste alte atribuții. Conferă decorații și titluri de onoare, acordă grade militare, da, apropo, foarte mult îi place să acorde grade militare, dar mai ales de general. Într-o săptămână, dacă nu greșesc, o dau vreo 6 grade de general. Vă dați seama, general de brigadă, general de divizie în Republica Moldova. Divizii nu avem, brigăzi nu prea avem, dar generali avem câți vrei. Nu, mai ales dacă e vorba de nașul, dar de ce să nu-i dai lui nașul grad de general? Dacă Constituția privede, pot să dau grade. Hai să dau grade în stânga și în dreapta. Nu contează că armata noastră e vai de capul ei, dar în schimb avem generali. Super. Soluționează problemele cetățeniei. Adică dă cetățenia Republicii Moldova. Sau nu dă. Acolo am înțeles că toți sunt tot felul de scheme de corupție. Dai bani, ai cetățenie. Nu dai bani, n-ai cetățenie. Numește anumite funcții publice. De exemplu, potrivit legii,
președintele țării numește procurorul general. Da, după ce se organizează altele înainte de asta. Poate cere, poate acorda grățiere individuală. Poate cere poporului să-și exprime prin referendum voința în privința unei probleme. Acordă ranguri diplomatice. Conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecători și altă categorie de funcționari. Suspendă actele guvernului ce contravin legislației până la adoptarea hotărârii definitive a Curții Constituționale și exercită și alte atribuții stabilite prin lege. No, voi toți vedeți că președintele Dodon, în mod special, face tot. Și dacă, probabil dacă l-am întrebat noi, dar de ce e specialist în toate și face tot, el are un răspuns foarte bun. De atâta. De atât că el așa vrea. Și iată, dacă să vorbim despre ce vrea el. Ultimul timp am văzut că intervine în activitatea Curții Constituționale. Îl sună pe președintele Curții Constituționale să-l întrebe ce e acolo cu suspendarea. Asta este încălcarea legii. Nimeni n-are voie, cu excepția procedurilor care sunt stabilite, adică procedural, să iei să suni pe cineva. Doamne ferește, să suni procuror sau să suni în general un judecător. Asta înseamnă intervenție și asta înseamnă interferență în justiție. Și nu contează că Curtea Constituțională sau o altă instanță de judecată. Noi cei de la Promoldova am sesizat Procuratura Generală ca să examineze dacă președintele Dodon a încălcat legea sau nu, fiindcă legea spune că nimeni nu are voie să intervină și mai mult ca atât, cel care intervine trebuie să plătească o amendă contravențională, administrativă. Și noi am cerut Procuratorii Generale să investigheze și să ceară eventual în instanță de judecată tragerea la răspundere a președintelui Dodon pentru faptul că a intervenit în activitatea Curții Constituționale. N-ai voie să suni președintele Curții Constituționale și să-mi întrebi despre anumite decizii, cine a votat, cum a votat și așa mai departe. Mai mult ca atât. Președintele Dodon a făcut ieri niște propuneri, le spun eu, extraordinar de bune. În ghilimele. Foarte stupide. O gafă mai mare n-am mai văzut. Și despre asta am vorbit și ieri. Anume propuneri economice. Ca să vă dați seama. Scuzați că mă repet. Dar uneori repetarea mama învățătorii, cum ne-a învățat pe noi la școală. Președintele Dodon a propus ca toți cei care au nevoie de bani, companiile care au nevoie de bani să plătească salarii la oameni, să meargă la bancă să iei împrumut în sumele fondului de salarizare, pe 2-3 luni de zile, și să dea salariile la oameni. Vă dați seama? Președintele Dodon nu știe, probabil, și habar n-are, probabil, că el doar le știe pe toate cutele cu țâcă. Când te duci la bancă, banca ca să-ți dea bani, trebuie să lași ceva în gaj. Trebuie să vii cu un plan de afaceri pentru ce-ți trebuie acei bani. Trebuie să vii, să arăți băncii că tu ai posibilitatea să întorci acești bani înapoi. Fiindcă banca nu poate să dea un credit care cu siguranță nu poți să-l restitui. Fiindcă el atunci nu respectă niște rigori. Corect ar fi fost ca statul, guvernul, să înțeleagă cu băncile comerciale. În primul rând să găsească soluții juridică și economică ca băncile comerciale să nu ceară de la oameni plata dobânzilor în perioada stării de urgență. Așa cum s-a făcut în România, de exemplu. Și să găsească o modalitate cum să facă acest lucru. Ori scutește de impozite pe viitor băncile, dar să nu ceară de la oameni dobânzi. Oamenii stau acum acasă, nu primesc salarii, dar au de plătit dobândă. Pentru companiile de microfinanțare, el și-a cumpărat poate un televizor, un telefon, poate au avut nevoie de ceva bani și acum trebuie să plătească dobânzi. Și oamenii stau acasă și nu lucrează. Sau, de exemplu, au ipotecă și au luat bani împrumut de la bănci și au cumpărat apartament și acum trebuie să plătească dobânzi. Deci statul trebuie de urgență să găsească o soluție cum se rezolve problema cu băncile, ca băncile să nu ceară plata dobânzilor de la oameni. Prima. A doua. Să găsească posibilitatea statul, dar noi cei de la Promoldova am venit cu propuneri și am ușor să vorbim despre ce propunere am venit noi. Dar statul trebuie să garanteze în cooperare cu băncile ca întreprinderile să primească împrumuturi nerambursabile cu garanția statului ca să poată să achite aceste salarii și dacă achită salariile și păstrează locurile de muncă,
întreprinderile respective, companiile respective, să li se ierte aceste împrumuturi. Așa cum a fost făcut în foarte multe state. Și am făcut calcule și am adus exemple de unde se pot lua acești bani. Numai că președintele țării, care este Lipuțică și economist, nu înțeleg, eu când l-am cunoscut pe președintele Dodon prima dată, l-am cunoscut când era ministrul economiei. Și atunci mi se părea că parcă era un specialist bun. Dar acum, probabil, atât de mult s-a încurcat în tot ceea ce înseamnă președinția, că s-a încurcat și în procesele economice și nu mai înțelege. Iar consilierul lui pe economie, actualul prim-ministru, la fel, Chicu nu prea înțelege procesele economice. Soluțiile economice uneori nu trebuie inventate. Ele sunt deja implementate de foarte multe state. Dacă nu te pricepi tu, domnul Dodon, sau tu, domnul Chicu, nu vă pricepeți ce să faceți, luați exemplu altor state, de exemplu România. Nu vă duceți așa departe cum e Statele Unite ale Americii, că își permit foarte multe. În primul rând, găsiți soluție cum să dați bani la întreprinderile care nu funcționează. Formați un fond de rezervă, de anticriză, în care să aduceți banii din cheltuielile care ați vrut să cheltuiți în buget și am făcut un calcul de aproape 3 miliarde de lei, se găsesc pe tot felul de alte cheltuieli. Pe data de 25 martie, noi cei de la ProMoldova, 25 martie, deci vreo 3 săptămâni în urmă, am înregistrat un proiect de lege în Parlament și am venit cu soluții de unde să găsiți bani. În primul rând, haideți să plafonăm salariile la demnitare publici. Sunt salarii foarte mari. Facem economii de aproape 100 de milioane de lei. Haideți să schimbăm bugetul ca să luăm banii din fondul rutier, fondul ecologic, fondul cutare, fondul... Sunt foarte multe fonduri, fondul de eficiență energetică. Și am adunat din aceste fonduri încă vreo miliard, aproape 2 miliarde de lei din diferite fonduri care pot fi puși deoparte și intrați într-un fond anticriză. Apoi, toate instituțiile noastre a statului, Ministerul Cutare, Agenția Cutare, în buget au cheltuieli pentru reparații, construcții, cumpărat mașini, cumpărate covoare. Opriți toate cumpărăturile, opriți toate cheltuielile pe construcție, nu mai cheltuiți bani pe mașini, cum au fost cazul că s-au cumpărat mașini de 30.000 de euro acum în criză, în pandemie, nu mai faceți havuzuri, nu mai faceți memorial, opriți absolut toate construcțiile astea stupide, interziceți cheltuirea banilor de autorități și din instituțiile statului și toți banii ăștia puneți într-un fond anticriză. Să adună vreo 3 miliarde de lei. Acești 3 miliarde de lei majorați salariile medicilor, nu vă bateți joc și nu dați numai câte 16.000 de lei la 29 de medici care voi considerați că ei s-au îmbolnăvit în lupta împotriva coronavirusului. Dar restul, 360 de medici, nu s-au îmbolnăvit în luptă, dar nu s-au îmbolnăvit în serviciul lor de tratare a oamenilor sau de investigație, dar au stat undeva acasă. Deci schimbați atitudinea față de medici. Majorați salariile la medici și la personalul medical. Banii aceștia pot fi folosiți și pentru achiziții de tot ce este nevoie pentru sănătate la ora actuală. Vorbim de viziere, de mănuși, de tot felul de echipamente și, bineînțeles, medicamente. Așa și n-am înțeles câte aparate de ventilare sau de respirație artificială sunt. Cineva spunea 500, cineva spunea 300. Am văzut că jurnaliștii de investigație, dacă nu greșesc cei de la Ziarul de Gardă, tot caută aceste 500 de aparate și nu le găsesc. Înseamnă că ne mint guvernanții. Nu sunt 500 de aparate în țară. Mai mult ca atât. Nu mai cheltuiți banii, mutați din niște fonduri într-un fond anticriză, cheltuiți o parte din bani pentru majorarea de salarii și achiziții la tot ce e nevoie în sectorul medical, iar restul banilor, inclusiv banii care o să vină de la partenerii noștri de peste hotare, Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, dau bani inclusiv pentru mediul de afaceri, dați împrumuturi nerambursabile în anumite condiții mediului de afaceri. Mai mult ca atât, stabiliți că pentru anumite industrii se amâne sau se anulează impozitarea în acest an. Nu uitați despre agricultură.
Și nu uitați despre Horeca. În agricultură, TVA-ul este 8%. Faceți 8% sau măcar 10% cât au fost anul trecut pentru Horeca, TVA-ul de 10%. Nu veniți cu 15%, pe urmă să mai gândim și așa mai departe. Trebuie să fie pe întregul lanț, așa cum am propus și noi, cei de la Promoldova. Nu trebuie să vă inspirați din aer. Uitați-vă ce propune opoziția, uitați-vă ce se întâmplă în alte state și veniți de urgență cu propuneri. Că dacă nu o să veniți cu propuneri în economie, oamenii deja nu mai au bani. Oamenii, cetățenii noștri, strâng acum cureaua și poate ultimii bani mai cheltuie pentru masa de Paște. Într-o săptămână, două, spre sfârșitul lunii aprilie, cei care nu au de lucru, cei care stau acasă, că sunt forțați să stai acasă, voi trimiteți pe dânșii să se înregistreze, să ieie ajutorul de șomaj? Dar la când merg la forțele de muncă, lor le se cere ca așa documente și mai mult ca atât, li se spune, nu-ți dau 2775 de lei. Dar, uite, este de lucru cu 1500 de lei. Este de lucru cu 1800 de lei. Nu vă bateți joc de oameni. În primul rând, astea nu sunt sume semnificative. Omul poate a avut un salariu până mai de 5-6 mii de lei, voi l-ați trimis acasă, el nu lucrează și îl puneți să ducă să-și ieie un 2000 de lei. Și acolo sunt bariere și piedici. Oamenii o să înceapă să moară efectiv de foame, să nu aibă bani să-și hrănească familiile, să-și plătească serviciile comunale. O să înceapă revoltele sociale. Opriți-vă voi, guvernanții, și gândiți-vă și veniți cu soluții economice de urgență. Ascultați-ne pe noi, măcar din opoziție, dacă nu vreți să vedeți alte state ceea ce au făcut. Dar, vorba aceea, dacă ar fi mai deștepți și ar asculta și ar auzi, poate am ieșit din criză mult mai ușor. Dar guvernanții noștri nu prea înțeleg că astăzi ei trebuie să facă totul pentru cetățeni. Nu pentru PR-ul lor politic și nu pentru capitalul lor politic. O să vină alegerile, bineînțeles, noi toți o să-i pedepsim pentru aceste alegeri. Pentru tot ceea ce fac ei ca și greșeli, la acele alegeri cu siguranță o să-i pedepsim. Mulți m-au întrebat ce se va întâmpla cu alegerile prezidențiale în acest an. Eu nu văd nicio piedică la ora actuală ca ele să fie desfășurate așa cum ele ar trebui la sfârșitul anului, adică în luna noiembrie să fie organizate alegerile prezidențiale. Probabil unii care au început să piardă, și probabil președintele Igor Dodon simte că începe să-și piardă din popularitate și probabil se gândește la câteva variante, inclusiv la amânarea alegerilor datorită crizei prin care noi trecem, sau poate schimbarea modalității de alegere, cumva poate să șmecherească cumva prin Parlament, să vină să fie alegerile organizate, n-o să se primească. Igor Nicolaevici, alegerile prezidențiale trebuie organizate în acest an, probabil o să le pierzi, dacă ai să fii bun, poate ai să le câștigi, dar asta deja cetățenii o să-ți dea notă pentru toate acțiunile și activitățile pe care le-ai desfășurat. Și oamenii o să știe foarte bine să meargă la alegeri și să facă alegerea potrivită. Am văzut că cu ultimul timp tot se vorbește despre alegerile parlamentare. La ora actuală, acest parlament mai are încă aproape 3 ani de zile de activitate. La ora actuală nu există motiv să iei să organizeze alegeri parlamentare. Sigur că președintele Dodon poate și-ar dori alegeri parlamentare, numai că eu nu prea sunt sigur că lui o să iasă matematică. Dacă vrea alegeri parlamentare, trebuie să aibă motiv. Într-al doilea rând, trebuie să fii sigur că o să câștige aceste alegeri parlamentare. Dar eu am tare mari dubii că socialiștii o să aibă majoritatea parlamentară. Eu chiar cred că s-ar putea să aveți surprize la alegeri. Dar dacă vreți să riscați, dacă vreți voi ca să puneți sub grea încercare, să vă puneți voi pentru grea încercare în general, societatea s-ar putea să vă plătească înapoi prețul pentru tot ce e prin ce trece astăzi cetățeanul Republicii Moldova. Și cel care stă în Italia și nu poate să ajungă acasă, și cel pe care îl obligați voi astăzi să-și facă asigurare obligatorie, deși nu trebuie să-și facă asigurare obligatorie în medicină, și pentru cel care stă acasă și nu primește bani, fiindcă voi întârziați să veniți cu soluții economice să le aprobați, dar faceți tot felul de șmicherii cu asigurarea
în medicină, cu asigurarea în medicină sau cu așa numita asumare de răspundere. Adică cetățeanul cu siguranță o să vină cu notă. Cred că am reușit la unele întrebări să răspund. Abia aștept să ne revedem și săptămâna viitoare la o astfel de sesiune de întrebări și răspunsuri. Cert este că noi toți cetățenii țării trebuie să avem responsabilitate și să fim solidari. Dar în această perioadă trebuie să vorbim mai puțin de politică. Dar în această perioadă trebuie să vorbim mai mult despre solidaritate între noi toți ca să trecem cu bine din această criză. Dar în această perioadă nu trebuie și să relaxăm pe guvernanții noștri. Fiindcă ei fac prostii, fac greșeli, pentru care trebuie să plătească. Iar misiunea noastră este să punem presiune pe ei în așa fel încât să se schimbe, să se corecteze greșelile respective. Dacă nu, atunci o să plece în istorie ca niște ratați. Și cu siguranță o să vină timpul când o să fie trași la răspundere politică, penală, în funcție de ceea ce o să facă și cum o să facă. Dar credeți-mă că pentru toate vine ziua plății sau răsplății. În această săptămână intrăm în sărbătoarele frumoase a Sfintelor Paști. Se spune că în această săptămână, săptămâna patimilor, trebuie poate să criticăm mai puțin sau să vorbim urât sau să fim cumva mai blajini. O să încercăm să fim blajini, dar blajinitatea și bunătatea noastră nu trebuie cineva să o iei ca o slăbiciune. Și cu siguranță, dacă se greșește, cel care greșește trebuie să plătească. Și președintele Dodon, și prim-ministru Chicu, și această guvernare vor răspunde pentru toate greșelilor. Iar noi toți, trebuie să punem presiune pe ei. Vă mulțumesc frumos tuturor celor care îmi scriți. Mesajele toate sunt citite. La multe reușesc să răspund chiar direct pe pagina de Facebook sau pe mesagerie. Cu siguranță nu le reușesc pe toate, dar și prin această intervenție o să încerc să vă răspund la mai multe întrebări sau să comentez unele propuneri pe care le aveți. Vă mulțumesc foarte mult pentru încredere, pentru încurajare și pentru susținere pe care voi mulți o manifestați prin mesajele pe care le trimiteți. Asta înseamnă foarte mult, fiindcă asta ne încurajează și pe noi, ne dă și nouă o anumită doză de energie ca să comunicăm și să luptăm pentru binele fiecare cetățean a Republicii Moldova, pentru fiecare locuitor a țărișoarei noastre și pentru draga noastră țară Moldova. Să aveți o zi bună în continuare, succese și ținem legătura!